La puțin timp după ce s-a terminat live-ul cu Ionela și Robert de pe Facebook, s-au deschis și ușile în casa Mireasa. Ionela a mers în bucătărie și povestea cu fetele, le-a spus cam ce fel de mesaje au primit pe live, le-a transmis și fetelor ce avea de transmis, mesajele pentru Diana, Alexei referitor la ispită și la ce s-a mai scris pe acolo pe live. Robert tot așa a mers la băieți, iar mai apoi s-a întors în casa fetelor. S-a cam enervat pe Ionela pentru că aceasta l-a întrerupt în timpul live-ului când dădea acolo niște explicații și imediat după ce s-a închis live-ul, i-a și reproșat acest lucru Ionelei, îi spunea că nu trebuia să-l întrerupă, că s-a enervat. Ați văzut că pe parcursul live-ului au fost mai multe momente în care cei doi au fost atacați, jigniți, moment în care Robert a decis să răspundă destul de ironic și i-a cam luat peste picior pe mulți dintre urmăritori. În schimb, Ionela a încercat să fie mai diplomată și să nu citească neapărat mesajele acelea cu hate.